Și o să începem prezentarea în seara aceasta cu povestea. Povestea este despre Socrate. Sigur, Socrate nu este chiar yoghin, dar multe dintre ideile lui se potrivesc destul de mult cu ceea ce face. Despre el nu se știe foarte mult. De la el nu au rămas niște scrieri propriu-zise. Tot ceea ce se știe despre Socrate este din scrierile discipolilor lui și a contemporanilor lui. Practic, cele mai multe lucruri provin de la Platon și de la Xenofan, doi dintre discipolii lui Socrate. De asemenea, din unele piese de teatru ale vremii, care erau niște pamflete la adresa lucrurilor care se întâmplau atunci. În sfârșit, ce este interesant despre Socrate este faptul că el a promovat această metodă a aflării unor lucruri despre tine însuți prin întrebări. Sigur, în general, era o practică în care el punea anumite întrebări care să-l facă pe interlocutor să își pună la rândul său niște întrebări și să găsească în ființa lui niște răspunsuri. Nu o să insist foarte mult asupra filozofiei, însă vedeți că introspecția este, dacă vreți, o astfel de practică a interogării pentru a descoperi existențial vorbind răspunsul. Răspunsul nu este un răspuns intelectual, ci o experiență care ne ajută să descoperim cine suntem. Însă, povestea noastră este despre adevăr și există multe variante ale acestei povești. Nu știm în ce măsură era chiar reală, dar sigur, de dragul poveștii o vom spune. Chiar dacă veți vedea că povestea privește adevărul și neștiind cu adevărat dacă este reală, poate că mai bine nu spunem, dar încă o dată, poveștile sunt și parabolele sunt pentru a trage niște învățăminte. Iar în cazul lui Socrate se spune că la un moment dat soția lui ar fi avut o aventură, de altfel soția despre care se știe era mult mai tânără decât el, se pare că s-a căsătorit cu ea pe la 50 de ani, el ia un mult mai puțin. Și atunci e plauzibil să credem că nu era chiar cea mai cuminte soție. Și unul se zvonea în perioada respectivă că ar fi avut o aventură cu unul dintre discipolii lui Socrate. De aceea un om de bine, auzind acest zvon, vine într-o fugă la Socrate ca să îi bârfească până la urmă pe discipol și pe soție și vine într-un suflet, spun Socrate, Socrate, știi ce am auzit despre soția și discipolul tău? La care se spune că Socrate îl oprește și îl întreabă, ceea ce urmează să-mi spui ești sigur că este adevărat? Acesta ridică din numele, nu sunt chiar sigur, e un zvon, se aude, lumea vorbește, dar nu sunt sigur. Socrate îl întreabă după aceea, dar ceea ce urmează să-mi spui este un lucru de bine? Un lucru de bine despre soția mea, despre discipolul meu? Nu e de bine, că de asta am venit la tine să te previn, să-ți spun lucrul acesta neplăcut despre ei. La care Socrate îi pune și a treia întrebare. Dar lucrul pe care urmează să mi-l spui este folositor pentru soția sau pentru discipolul meu? Este un lucru care să le folosească? Mie va folosi? Nu cred că va folosi nimănui. Va fi supărător. La care Socrate îi spune, atunci de ce să mai spui? Dacă nu este nici sigur adevărat, nici bun și nici folositor, nu vreau să știu. Desigur, dincolo de comicul situației, pentru că e posibil ca în felul acesta Socrate să nu fie aflat că înșală nevasta,
sau măcar să se fi întrebat despre aceste lucruri și să fie aflat el însuși adevărul. Ideea este că a spune adevărul, cea de-a doua dintre cele cinci yama, satya, a spune adevărul, vedeți că este nevoie să respecte anumite lucruri. Mai întâi să fim siguri că este adevărat. Și vedeți, dintr-un anumit punct de vedere, aceasta este o căutare pe care noi o realizăm în yoga. Căutarea adevărului. Acel adevăr absolut și nu adevărul relativ. Pentru că, vedeți, lumea este plină de adevăruri relative, adevăruri care țin foarte mult de perspectiva din care privim situația respectivă, care țin foarte mult de contextul în care se întâmplă acele lucruri. Dacă este să ne uităm chiar și numai la felul în care a progresat știința, lucruri care acum 500 de ani erau considerate adevărate și acum sunt răsturnate, lucruri care acum 100 de ani erau considerate adevărate și acum sunt răsturnate. A căuta adevărul la modul absolut înseamnă a descoperi în primul rând acel adevăr al propriei noastre ființe. Și desigur că dintr-o anumită perspectivă, ignoranța despre care se vorbește în yoga ca fiind principala cauza suferinței, avidia, este efectiv faptul că nu știm adevărul despre noi înșine. Că dintr-o anumită perspectivă, credem într-o minciună, credem că suntem bucuria sau că suntem suferința sau că suntem bărbați sau că suntem femeie, etc., etc. Că suntem corpul, că suntem mintea, că suntem contextul de viață, că suntem relația, că suntem funcția, etc., etc. Este un adevăr parțial, dacă este să ne referim la toate aceste momente în care noi ne manifestăm într-un fel sau altul, nu este acel adevăr absolut al existenței noastre, acel a fi primordial, acel a fi înainte de a fi ceva sau cineva anume. Și de aceea căutarea spirituală este o căutare a acestui adevăr absolut. Acest adevăr care să nu fie dependent de context, de situație, etc. De altfel, când Patanjali, spre exemplu, vorbește despre cunoașterea adevărată care corespunde, dacă este să vorbim așa despre corespunde cu rostirea adevărului și cu a menționa numai lucrurile care sunt adevărate, chiar și din punctul acesta de vedere relativ, el spunea că există trei modalități corecte de cunoaștere prin care după aceea noi să putem exprima adevărul. Prima dintre ele este cunoașterea directă. Am văzut cu ochii noștri. Acum, sigur, vedem că și acesta poate să fie un adevăr relativ, un iluzionist poate să ne facă să credem că am văzut cu ochii noștri ceva care nu este posibil. Da? Pentru că ne păcălește mintea și ochii. Dar cu toate acestea este cea mai sigură modalitate de cunoaștere. Da? Am văzut cu ochii noștri. Există o a doua modalitate corectă de cunoaștere care este inferența. Există acest proces logic prin care noi ajungem la o concluzie dintr-o sumă de fapte. Da? Dacă cineva vine în casă ud, scuturând o umbrelă, afară auzim zgomot de picături de ploaie și mai departe, putem să tragem concluzia că afară plouă, chiar dacă nu am văzut ploaia cu ochii noștri. Da? Deci această logică, această inferență este considerată a fi o modalitate corectă de cunoaștere, însă vedeți că ea depinde de premize. Dacă premizele sunt corecte, atunci rezultatul logic este și el corect. Dacă pornind de la premize greșite, atunci, desigur, și rezultatul care urmează acelei logici este greșit. Lucrul acesta se întâmplă, spre exemplu, în cazul unora dintre bolnavii psihici. Ei au o logică foarte bună, numai că premisele la care pornesc nu sunt bune și atunci nici concluziile nu au cum să fie bune. Și cea de-a treia modalitate corectă de cunoaștere este autoritatea. Sigur, în cazul spiritual este autoritatea spirituală,
Dar vedeți că o mare parte din cunoașterea la care avem noi acces este bazată pe autoritatea celui care prezintă informații. Dacă ne ducem la școală și aflăm la geografie că există, știu eu, Japonia, nu știm propriu-zis, n-am fost în Japonia, n-am văzut-o cu ochii noștri, n-am mers acolo, dar ne bazăm pe faptul că cei care au scris manualul de geografie știu, au văzut, știu, pozele din satelit, au fost în Japonia și atunci informația este corectă. Desigur, în cazul autorității, corectitudinea adevărului informației este valabilă atâta vreme cât autoritatea respectivă este valabilă adevărată. Da? Deci, în felul acesta ne putem asigura că măcar în parte este împlinit partea de adevăr a poveștii lui Socrate. Acum, desigur, a respecta adevărul este important să nu încalce prima iama și anume non-violența, a nu face rău. Pentru că, vedeți, pentru unii adevărul este ca un fel de armă pe care îl folosesc, spun, eu sunt sincer, eu spun ceea ce gândesc, ceea ce văd și așa mai departe. Ceea ce nu înțeleg este că pot să se abțină, pot să tac. Deci nu este nevoie să spui un lucru care doare, doar de dragul de a provoca suferință. Există situații în care este nevoie să spui un adevăr dureros pentru a ajuta ființa respectivă să crească, să se transforme, însă adesea felul în care prezinți acele lucruri este cel care ajută sau nu ajută ființa respectivă. Pentru că dacă spui un adevăr agresiv și cu intenția vădită de a provoca suferință, atunci nu înseamnă că respecti satia. Da? De ce? Pentru că încalci ahimsa. În aceste situații este mai bine să alegi tăcerea. Da? Deci dacă nu poți să spui ceva bun, frumos și folositor, atunci mai bine taci. Mai bine nu spui nimic. Și, sigur, există o cultură întreagă a rostirii adevărului și a căutării adevărului care se bazează pe această constantă transformare și căutare a fiecăruia în parte. De altfel, vedeți că ceea ce face ca o cale spirituală să fie valabilă, să folosească, este tocmai această sinceritate a celor care merg pe ea. Și această dorință de a descoperi adevărul prin ei înșiși și nu bazându-se pe ceea ce au auzit de la unul sau altul. Buddha spunea foarte frumos că el nu cere ca oamenii să creadă în ceea ce el spune. El cere ca oamenii să pună în practică ceea ce el spune și să obțină rezultatele despre care el vorbește și atunci se vor convinge singuri. Din păcate, în zilele noastre lipsește această, sau este mai puțin prezentă această dorință de a trăi adevărul prin propria ființă. Preferăm să ne lăsăm fermecați de poveștile altora sau să credem. Din păcate, vedeți, creștinismul s-a bazat destul de mult pe această idee obtuză a lui crede și nu cerceta. Cu alte cuvinte, crede fără să refaci în ființa ta adevărul cristic, adevărul creștin, fără să fie nevoie să trăiești conform acestor adevăruri și atunci s-a ajuns la toate acele lucruri care nu aveau nimic de a face cu creștinismul. Da? Inchiziția, cruciadele, intoleranța, etc., etc. Același lucru se întâmplă în foarte multe alte religii, inclusiv în budism, unde de la o religie a compasiunii și a iubirii se ajung la acte de intoleranță. Ori de câte ori persoana care pornește pe această cale spirituală nu face efortul să refacă adevărul religiei în care
trăiește sau a căii spirituale în care trăiește, atunci apare dogma și apar problemele. Pentru că foarte multă lume consideră că da, aia e suficient dacă mă duc la biserică, dacă mă spovedește preotul și mă împărtășește și mă absolvă el de păcate, ce contează că eu nu mi-am transformat existența, ce contează că eu nu am devenit mai bun, ce contează că eu nu trăiesc în conformitate cu preceptele acestea ale creștinismului, iubește-ți aproapele sau fă bine, ce contează dacă mă duc și mă iartă preotul, că a murit Iisus pe cruce și cu asta ne-am rezolvat toți, nu mai este nevoie să facem niciun efort. Este o mentalitate care vă dați seama că, din păcate, conduce la foarte multă confuzie. Atâta vreme cât noi nu încercăm să fim ca Iisus, cum a făcut Sfântul Francis, atâta vreme cât noi nu încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, așa cum a făcut-o Iisus sau ceilalți sfinți, normal că adevărul spiritual al ideii că suntem creștini este lipsit de valoare. Pentru că, propriu zis, suntem doar cu numele, nu cu fapte. Încă o dată, nu este o chestiune care ține doar de creștinism. Este vorba de orice religie sau care spirituală în care oamenii au încetat să mai practice acele adevăruri. Să le pună în viața lor de zi cu zi. Și de aceea vedeți că satia este o practică mai complexă decât a te abține de la minciună. Pentru că pentru mulți satia implică a să nu spun minciuni, să nu spun neadevăruri. Satia implică, în fapt, o căutare activă a adevărului. De asemenea, implică să evităm să inducem în eroare, pentru că uneori putem să mințim prin omisiune, lăsând pe alții să creadă lucruri care nu sunt reale despre noi sau despre lucrurile pe care le facem, ori nu le facem, lăsând să creadă că le-am făcut, etc., etc. Deci există și această, să-i spunem, minciună prin omisiune. Vă spuneam mai devreme că atunci când nu poți să spui un lucru adevărat, bun și folositor, mai bine taci, unii preferă să tacă tocmai pentru a ascunde adevărul. Iar asta înseamnă, din nou, că nu respectăm satia, da? Deci, practic, este nevoie să avem această atitudine sinceră și cu noi înșine și cu cei din jur. De altfel, Manu, considerat a fi legiuitorul hindus, cel care a dat dharma, legea după care să se trăiască, spunea că este foarte important să respectăm adevărul pentru că, vedeți, comunicarea noastră se face prin cuvinte. Dacă cuvintele noastre nu reflectă ceea ce este în mintea noastră, atunci înseamnă că mințim. De aceea, sinceritatea este această capacitate de a exprima adevărul interior și a-l transmite, a-l comunica mai departe. Pentru că, din păcate, dacă am fi... Din păcate nu suntem telepați, dacă am fi toți telepați, atunci lucrurile ar fi foarte ușoare. N-am putea niciodată să mințim, pentru că fiecare ar ști ceea ce are celălalt în minte. Ori a nu respecta acest lucru, desigur, este aducător de păcat, cum se spune în tradițiile spirituale. De altfel, Patanjali, când vorbește despre satya, spune că rezultatul acestei rostiri constante a adevărului și a căutării adevărului este că tot ceea ce spune yoginul care respectă satya devine adevărat. Chiar dacă nu a fost sau chiar dacă el nu știa acel lucru, prin simpla rostire devine adevărat. Pentru că, vedeți, există această idee a puterii cuvântului. Cuvântul manifestă, cuvântul aduce în ființare o anumită realitate. De altfel, vedeți, ori de câte ori noi auzim ceva,
în mintea noastră este evocată acea realitate. Da, dacă cineva spune măr, imediat în mintea noastră vizualizăm mărul respectiv, pentru că cuvântul evocă realitatea. Însă, în mistica aceasta yoghină-indiană, cuvântul chiar are putere de manifestare. Și, sigur, are această putere de manifestare doar în măsura în care noi respectăm adevărul. Și de aceea se spune despre acești yoghini că dobândesc această vaksiddhi, puterea cuvântului. Ceea ce ei rostesc devine adevăr. Ceea ce ei rostesc se manifestă. Și nu este o previziune, deci nu este că ei știu viitorul, ci este o putere de manifestare. Dacă el a trăit mereu adevărul și a trăit în adevăr, va rosti doar ceea ce va deveni adevărat.